Spania va trimite 750 de militari, o navă medicală și 3 elicoptere în Sierra Leone pentru a ajuta la combaterea epidemiei de Ebola, a anunțat ieri Ministerul Britanic al Apărării la sfârșitul unei reuniuni guvernamentale pe tema acestei epidemii. Militarii vor fi trimiși începând de săptămâna viitoare și vor ajuta la construcția unor centre de tratament, a precizat ministerul. Nava va fi echipată cu unități de îngrijire intensivă, în timp ce elicopterele vor servi la transportarea personalului din domeniul sănătății în locuri unde va fi nevoie de serviciile sale, a adăugat ministerul britanic. Febra hemoragică Ebola s-a soldat în total cu peste 3.800 de morți în Africa de Vest, din 8.000 de cazuri înregistrate în 5 țări. Jucătorul elvețian de tenis Roger Federer, al treilea favorit al turneului Masters 1000 de la Shanghai, dotat cu premii în valoare de 6 milioane și jumătate de dolari, s-a calificat în sferturile de finală în urma victoriei obținute ieri în 3 seturi, 7-5, 3-6, 7-6, în fața argentinianului Leonardo Mayer. În sferturi îl va întâlni pe spaniolul Roberto Bautista Agut, numărul 14 mondial. Termometrul 13 grade se înregistrează la Târgoviște, Titus și Mureni, 8 grade sunt la Prădel. Pentru astăzi, meteorologii târgovișteni anunță vreme în general frumoasă și în încălzire. Cerul va fi variabil cu norări temporare în prima parte a zilei, vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima termică se va opri la 18-19 grade. Temperatura minimă va fi de 5-6 grade Celsius. Ora luminisat este ora 10:03 minute, rămânesc pentru încă o oră cu Alexandra și Cosmin la Happy Hours. Știrile Radio Minisat. Toți ce merită să știi.